După respingerea de către instanța a cererii de eliberare din închisoarea lui Ioan Niculae, veștile rele pentru Astra se țin lanț. Echipa giurgiuveană a primit din partea Comisiei de Disciplină a Federației Române de Fotbal un termen de grație de 5 zile pentru plata debitului către jucătorul Eliot Grandeni, în urma nerespectării Camerei Naționale de Soluționare a Litigilor. Totodată, membrii Comisiei de Disciplină au sancționat gruparea giurgiuveană cu suma de 3.000 de lei. În cadrul ședinței de ieri, Comisia de Disciplină a decis sancționarea jucătorului Hristor Zlatinski de la CSU Craiova, cu suspendare pentru un joc și o penalitate de 740 de lei pentru eliminarea din partida cu Petrolul Ploiești. Pentru incidentele de la partida amintită, clubul Petrolul Ploiești a fost sancționat cu avertisment. Pedro Luis de la ASEA Târgu Mureș a fost de asemenea sancționat cu suspendare pentru un joc și a primit o penalitate de 740 de lei pentru eliminarea din meciul cu Pandurii Târgu Jiu.